Salutare, sunt Adrian Ivanov, iar în acest clip vă voi prezenta 5 trucuri în 3 minute pentru un video epic. Haideți să vedem! Filmează la apus sau răsărit. Poziționează subiectul cu spatele la soare, iar camera în direcția soarelui. Lasă razele să pătrundă prin obiectiv, obținând așa numitul lens flare. Silueta personajului va avea un contur diafam, iar imaginea va fi foarte plastică. Filmează cu 60 sau 120 de fotograme pe secundă atunci când ai un subiect în mișcare sau acțiunea cadrului este rapidă. Apoi la editare setează viteza de redare sub 100. În acest fel vei scoate mai bine în evidență acea acțiune sau mișcare. Totodată imaginea va avea un impact mai mare pentru cel care o privește. Poziționează personajul cu spatele la cameră și filmează peste umărul său, focusul fiind în zona sa de privire. Alternează acest cadru cu un prim plan al personajului și cu un unghi subiectiv al său, adică ceea ce el privește, camera filmează. În acest fel vei lega 3 cadre într-un stil cinematografic. Urmărește personajul printr-o panoramare sau traveling. Fă-o din mai multe unghiuri pentru a putea alterna cadrele atunci când editezi. În acest fel, vei da mai mult dinamism secvenței tale. Sunt situații când acțiunea personajului poate părea prea lungă redată într-un singur cadru. Ce poți face este să rupi puțin ritmul. În același cadru, variind viteza de redare de la 100 la ori 2000 sau ori 3000, apoi pe final de cadru, întorcându-te la 100. Și acum varianta finală de editare în care am aplicat cele 5 mijloace de expresie cinematografică. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest video, să-i dați un like și un subscribe canalului meu. Toate cele bune, pe curând!